Hei, salutare la toți, sunteți pe canalul Istoria Franței și astăzi noi vom face un video cu Constantin Argetoianu. Știu, vi se pare cam ciudat, e un nume românesc, dar fac și un video cu istoric, o să fac și un video cu Philippe Pétain, cu un francez. Dacă facem 20 de like-uri, dacă facem 20 de like-uri, deci vă promit că fac un video cu Pétain. Haideți să strângem cât poate de repede 20 de like-uri, că am strâns aproximativ 11 de like-uri și dacă mai facem 9, like-uri, avem în total 20 de abonați. Vreau să apăsați butonul de like și să facem 11 abonați. 11 like-uri și vreau să apăsați la acest video, să apăsați butonul de sus, să facem 20 de abonați. Pune acum pauză, deci pune acum pauză, pe serios, și apasă butonul de sus, de like și de subscribe. Prima are butonul de subscribe și după like-ul. Bun, înainte de a începe vreau să vă arăt că mi-am făcut un fișier cu YouGol. Stați să vi-l arăt, am două fișiere. Cum le observați, uitați una, asta încă una, asta nimic, niște de la școală și mai am unul aici, uitați aici, asta încă, știu, astea de la școală, nu le luați considerare și... Și video-ul cu Pétain va fi acesta, deci eu o să pregătesc poza, deci o pregătesc chiar acum, să mă vedeți că ai trecut și un minut și o pregătesc chiar acum, deci deschidem primanda frumos să vedeți. Deci uitați, o pregătesc și apăsați butonul de like și de subscribe, hai că video-ul îl fac dacă e. Dar la 20 de like o facem video cu Pétain, da? Eu o pregătesc. Așa, și trecem noi imediat la video cu Argetoianu. Stă cam mult. Să vedeți. Bine? Aici. Vedeți. Vedeți adevăr. Până la 20 de abonați facem. Vedeți. Vedeți. Deci am pregătit poza și să facem 20 de abonați. Și-a trecut și 2 minute. Și să trecem la video odată. Gata, terminăm aici și haideți să trecem la video acesta. Mergem la mine în cameră, dacă mă observați cu alat, știu, la mine e frig. Am trecut aproape 2 minute. Vreau să vă fac și mergem sus, am ajuns la mine în cameră, am făcut poza cu Pétain. Să vă arăt și dovada, am făcut-o, uitați, și să facem 20 de abonați. Ba, să începem. Constantin Argetoianu. Constantin Argetoianu s-a născut în 1871 și a murit în 1955. El a fost ministru în scurt mandate și a fost om al lui Carol al II-lea în perioada de ministru. A semnat sfârșitul României Mari, adică dictatul de la Viena din 1940 și... În 1950 a fost arestat și după, în 1955, având 84 de ani, a fost arestat și, și a fost omorât în cel la 12 de la Sighet. Acolo și-a deschis, și-a găsit sfârșit, l-am citit și din ziua în articol. Stați să vă arăt și dovada, stați că până leac pe pauză și vă arăt. Revin imediat. Am revenit, uitați iarul. E tot cu poza cu țigară. Și citesc. Argetoianu, omul care a semnat sfârșitul României Mari și diplomat de elită episodul 3. Dacă vreți să-l citiți, duceți-vă acum la chioșc până... Până luni. Nu, până duminică duceți-vă la chioșcuri și luați-vă-l. Cât mai este disponibil, până nu duceți-vă și luați-vă și citiți-l. Bă, acum deschidem la articol și să vă arăt. Arăt. Aici. Aici e la bătrâneți, uitați. Aici e el cu Carol al II-lea.
Aici la tinereții în armată. Aici el mereu. Și uitați aici și a găsit sfârșitul în celălalt în celălalt. Bă. Cam atât cu acest video. Cam atât cu acest video. Eu am fost istoria Franței și noi ne vom revedea în videoul următor. Vreau să facem cât spate de repede 20 de abonați la videoul cu Petai. N-am pregătit și poza, uitați-o. Și să facem repede video ăla. Pune acum pauză, dacă n-ai apăsat butonul de sus la început, pune apasă butonul de sus la. Eu am fost istoria Franței și noi ne vom revedea în videoul următor. Pa, pa!